dimineață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața! Ne îndreptăm vertiginos spre 1 și 8 martie, așa că aveți grijă, oameni buni, cumpărați din timp mărțișoare. Ați văzut că însuși ministrul Educației, ăștia de fapt se încurcă unul cu alții, că nu mai știi, ne-a spus că astea nu sunt obiecte personale, deci dacă le cumpărăm, nefiind obiect personal, putem să-l dăm. Asta cred că se subînțelege de acolo. Apropo de mărțișoare, au început să apară în oraș, atenție, foarte multe, mai ales în zona pieței, sunt din anii trecuți, rămase sau reciclate. Vine lumea cu punga cu mărțișoare și le dă la vânzare. Acum ce să vă spun, ieri am avut încă două prea frumoase ședințe, una la CJ, Consiliul Județean Neamț în traducere, și alta la Consiliul Local Piatra Neamț. Au mai fost prin alte părți, dar astea au reținut atenția, în special cea de la Piatra Neamț, unde lumea care a fost curioasă să afle ce se întâmplă acolo a fost servită fără niciun fel de problemă. Putem să o numim ședința o ședință de schingiuire a limbii române, pentru că toți cei care au vorbit, probabil pentru faptul că vorbeau de acasă din fața calculatorului, nu s-au controlat și au lovit consoanele cu vocalele cum au vrut ei și le-au așezat cum au vrut ei, dar asta nu mai are importanță decât pentru domniile lor, că s-au făcut un pic de râs. Dar cine mai acordă acum importanță limbii române când erau atâtea chestiuni de discutat acolo? Adică este legală sau nu este legală alegerea unui viceprimar? Cei de la PSD și PMP, PMP și PSD, respectând ordinea în care au intrat în ședință, au spus, domne, noi boicotăm de acum, gata, nu mai facem, nu mai votăm cu voi, că voi ăștia sunteți penali. Încălcați legea. Pe de altă parte, dacă ne uităm atent la cine a votat prima hotărâre de alegere a viceprimarului, îi vedem și pe aia care acuză acum, pe unii dintre ei. Da, nici asta nu mai are importanță. Important este că vine 1 martie și până atunci s-ar putea ca mulți din politica nemțeană să primească câte un mărțișor. S-ar putea la unii să nu le placă mărțișor. Da, mergem mai departe. Astăzi v-am promis un primar în emisiune, un primar june și tânăr, un primar care are, cum spune omul de la țară la noi, sau ăla de la oraș, de la țară mers la oraș, are ambâț să facă lucruri. Este vorba despre un primar din imediata apropiere a municipiului Piatra Neamț, care a moștenit și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, ca așa cum se întâmplă în orice comună. Deci, în studio alături de mine, primarul comunei Gârcina, domnul Mihai Gontariu. Gontaru. Gontaru, scuzați-mă. Gontaru, Gabriel Mihai. Vine Paștele și ne întâlnim la... Pentru miel, nu? Pentru miel. Domnul Mihai Gontaru. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, bună dimineața. Vă mulțumesc eu că ați venit. De obicei, primarii de UAT-uri din mediul rural nu participă la asemenea emisiuni din motive pe care noi nu le înțelegem, pentru că nu dorim decât să arătăm cum se întâmplă lucrurile și cum se poate dezvolta o comunitate. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră în apropierea orașului aveți tot felul de legături cu orașul și posibilități de dezvoltare. Haideți să vorbim câteva lucruri. De când sunteți primar? Sunt primar cu drepturi depline din septembrie 2020. Anterior am avut un mandat de viceprimar cu atribuții de primar. Da. Iar în acest mandat dorim să realizăm lucruri importante pentru comunitatea noastră, nu pentru că în anii trecuți nu am fi făcut-o, dar se deschide o nouă perioadă de sesiune de depunere de proiecte,
iar noi vrem să fim în prima linie pentru a dezvolta comunitatea noastră. Și așa cum ați precizat dumneavoastră, este o bună oportunitate pentru mine pentru a prezenta cetățenilor Comunei Gârcina planurile noastre de viitor pentru dezvoltarea comunei. Păi, haideți să luăm lucrurile așa, băbește. Deci, Comuna Gârcina ce înseamnă în momentul ăsta? Comuna Gârcina înseamnă o comună de aproape 5.000 de locuitori. Mai avem, cred că, în jur de 100 de, să spunem așa, de cărți de identitate ca să trecem la comună de gradul 1. O comună cu 13 consilieri și cu venituri modeste, după părerea mea. Nu suntem o comună la fel de dezvoltată ca și Dumbrava Roșie sau Alexandru cel Bun, care sunt o mulțime de firme sau de contribuabili care aduc bani la bugetul local. Singura noastră oportunitate de a ne dezvolta este în zona Calea Romanului, unde de vreo 10 ani ne chinuim să finalizăm un plan urbanistic general. Ne mai trebuie avizul de la drumurile naționale, dar facem eforturi foarte mari în această perioadă pentru a depune acest aviz și a obține... Dar de ce e atâta problemă cu un aviz? Pentru că zona respectivă, fiind la ieșirea din oraș, ar trebui să construim noi un sens giratoriu sau o bandă de accelerare, decelerare, aceste costuri fiind foarte mari, foarte și mari, da. Nu le putem suporta din bugetul local, așa ne-am gândit să... să obținem o alternativă la aceste lucrări. Am înțeles. Cam care este raportul populației activă, oameni în vârstă, copii? Adică este o comună în care vă confruntați cu probleme de populație activă sau lumea vin tineri care se stabilesc în zonă? Noi, ca și comună limitrofă, să spunem, orașului Piatra Neamț, suferim oarecum de un paradox. Din ce motiv? Fiind foarte aproape de Piatra Neamț, ar fi trebuit să fie mai populată și mai întinerită populația. Dar având foarte multe persoane plecate în afară la muncă, suferim și o depopulare în același timp. Cum v-am spus mai devreme, dorim să aducem cetățenii în comuna noastră prin finalizarea acestui PUG și totodată prin ca aceste persoane să construiască în zona noastră și să contribuie activ la bugetul local. Mai aveți terenuri ca să construiască persoanele? Care au mai rămas, mai sunt. Am încercat, am mai adus din terenuri înapoi în patrimoniul nostru, să spunem. Drept dovadă și acel teren de 4,8 hectare care l-am predat Consiliului Județean pentru investiția Spitalului Județean. L-ați predat? L-am predat la solicitarea Consiliului Județean, care doresc să efectueze lucrări în vederea construirii Spitalului Județean. Noi, la cererea lor, am pus la dispoziție acest teren cu o condiție ca în 3 ani de zile să se realizeze această investiție. Altfel, terenul revine în obștea noastră. Măcar să înceapă lucrările, nu știu dacă îl vor realiza ei în 3 ani de zile. Sincer, dar măcar să înceapă. Având discuțiile și cu domnul președinte de Consiliul Județean, înțeles că este o ambiție foarte mare pentru a realiza acest spital, fiind necesar. Am înțeles că și alte persoane s-au mai oferit să ofere oportunități pentru a construi un spital. Eu zic în felul următor, dacă spitalul este județean, atunci construcția trebuie să fie a Consiliului Județean. Și dacă dânșii au resursele necesare, eu zic că o să se realizeze această investiție. E greu în 3 ani, poate să înceapă, dar numai studiile și asta durează un an și ceva. Mă rog, să dea Dumnezeu să fie, că avem nevoie de spital. Bun, acum, Comuna Gârcina totuși are și avantaje față de alte comune. Și așezarea, aveți și un lac pe raza comunei.
Nu știu cum să ajunge la el. Aici se ajunge ușor. Să ajung și eu cu discuția. Într-adevăr, lacul Cuiejdel este un obiectiv foarte important pentru comunitatea noastră, dar el fiind pe raza unității administrativ-teritoriale a Comunei Gârcina, este în administrarea ocolului silvic. Noi pe această temă ne-am dorit o colaborare cu direcția silvică, tocmai pentru a promova și a realiza trasee către acest obiectiv, în sensul că în momentul de față sunt acele trasee turistice, dar, de exemplu, vă dau un exemplu, sunt acele foișoare făcute de Consiliul Județean în parteneriat cu Direcția Silvică, care au început să se degradeze. Noi, ca și comună, dorim să intervenim, să le aducem la o stare de bună. N-aveți voie. Știu, dar am făcut o solicitare în acest sens pentru un parteneriat cu Consiliul Județean și Direcția Silvică, prin care să contribuim și noi să realizăm aceste lucrări. Da, asta ar fi un lucru bun, un prim pas, dar totuși... Mai este drumul de acces care asta este zic. Până la lacul Cuiejdel, care este într-o stare avansată de degradare și acest lucru nu este neapărat din vina localnicilor care circulă pe el, ci din vina celor care transportă material lemnos, câteodată și în cantități foarte mari și cu un tonaj care depășește limitele legale. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Deci, se exploatează mult lemn, vin mașinile supraîncărcate și distrug drumurile. Haideți ce să mai... Sigur, la un moment dat era o barieră acolo la dumneavoastră. Este o barieră, dar acești transportatori au învățat să fenteze cumva controlul la barieră, în sensul că ajung dimineață înainte până în ora 8 de a se lăsa bariera și trec după amiază după ora 16. Dacă ar fi corecți, și noi am înștiințat ocolul Silvic că avem această taxă de drum, care în momentul de față intenționăm să o mărim, chiar să o dublăm, pentru deci a acoperi 100 de lei. Dacă 100 nu. De lei. Da. Am vorbit despre acest lucru consilierilor locali și cred că în următoarea perioadă o să avem o hotărâre de Consiliu Local pentru mărirea acestei taxe, tocmai pentru a acoperi costurile de întreținere. Că primăvara, știți cum, după dezgheț, stratul de uzură se află într-o stare deplorabilă și necesită lucrări de întreținere. Aceste lucrări nu sunt puțin costisitoare. Câteodată depășim și suma de un miliard jumătate. Poate pentru alte primării este o sumă mică, dar pentru noi o sumă importantă. Și în fiecare an, cheltuind această sumă, nu este atât de simplu. Mai mult decât atât, ne-am dorit să... O secundă, tocmai au pus pe ecran că s-au deschis 3 noi centre de vaccinare în neam, să le spunem oamenilor. Sigur. Unul la Horia, unul la Zănești și unul la ieșirea din Piatra Neam spre Gârcina. Centrul Pietricica, da. Da, la Ocol, da. Este foarte important că se pot programa de acum pe platformă, la telefonul acela special sau, dacă nu mă înșel, și prin medicii de familie. Da, mulțumesc, revenim. Și, cum spuneam, ne dorim o colaborare cu acești transportatori. Trebuie să înțeleagă că aceste drumuri sunt folosite și de către cetățenii Comunei Gârcina. Care în niciun caz nu folosesc tonajul lor. În niciun caz. Mai avem acele drumuri secundare, vicinale, care sunt exploatate. Unele dintre ele au fost pietruite, altele asfaltate. Ar trebui să fie o mai bună colaborare, în sensul că dacă ai de exploatat într-o zonă, ar trebui să anunți primăria în primul rând, să spui că ai de exploatat în zona respectivă. Noi să punem la dispoziție tot ceea ce este necesar pentru a exploata în zona respectivă, iar când ai plecat de acolo să lești drumul și ce ai folosit la stadiul inițial. Este atât de simplu. Ar trebui să avem o mai bună colaborare cu dânsii. Pe când nu se întâmplă așa, ei vin, au încărcat, au lăsat totul în dezordine și au plecat. Un exemplu, să spunem, pozitiv în acest sens, am avut zilele trecute o colaborare cu șeful de ocol de la
direcția de la Ocolul Silvic Vaduri, au avut o exploatare pe domnul muntele Cozla, în spatele bazei noastre sportive și am solicitat clarificări, ne-am înțeles, dânsul a înțeles problema, a trimis după aia ulterior material pentru a îndrepta drumurile respective și am reușit să avem cât de cât o colaborare. Ei, asemenea colaborări mi-aș dori să le am cu toți cei care... În mod normal așa ar trebui să fie. Dom'le, știu că stric drumul, știu că fac, e o taxă, hai măcar atâta. Sunteți felicitat de doamna Laura David pentru faptul că ați refăcut site-ul primăriei. Da, acum 2-3 luni arăta jalnic, cu multe pagini în construcție, văd că s-a refăcut structura, există unele informații și sper că va continua să fie completat cu cele lipsă. Sigur, sigur. În perioada, este unul din primele obiective care le-am avut din momentul în care am intrat ca și primar. Ne dorim o transparență și o colaborare cu cetățenii. Tocmai din acest motiv, în perioada următoare, o să am o scrisoare către fiecare cetățean, să ajungă la fiecare cetățean, cu toate proiectele pe care le-am realizat anul trecut și cu ceea ce ne propunem să realizăm în perioada următoare. În acest sens și cu această ocazie, vreau să mă adresez cetățenilor că va fi lansat pe pagina primăriei și distribuit și de pe pagina mea personală și pe alte pagini, un formular pentru care o să contribuie la planul de dezvoltare locală 2021-2027, în care noi adresăm întrebări cetățenilor despre Comuna Gârcina și ceea ce ar trebui să se întâmple în perioada următoare. Cu această ocazie invit să intre pe acel formular și să completeze număr cât mai mare, așa ne facem și noi o idee de proiectele pe care ar trebui să le promovăm. Și de ce au nevoie oamenii Sigur. În realitate? Sigur. Uitați, o altă întrebare. Eu mă bucur foarte tare că vin întrebări. Bună ziua, drumul de legătură Oprișeni-Piatra Neamț are vreo șansă să fie reasfaltat? Acum e plin de noroi, nu vă puteți coordona cu primăria din Piatra Neamț să rezolvați această problemă? Sigur. Am făcut numeroase solicitări. Chiar ultima și cu primarul nou de la Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. Este un sector de drum în sensul că este o continuare a străzii Dragoș Vodă cu strada Oprișeni din Comuna Gârcina. O parte din acel drum este pe teritoriul Piatra Neamț și o parte pe teritoriul nostru. În acest sens, anul trecut, în luna iunie, am depus la CNI, Compania Națională de Investiție, un proiect de reabilitare a acestui drum. Este în faza de sinteză. Urmează în perioada următoare să depunem studiul de feziabilitate, DALI-ul de fapt, urmând ca, odată cu aprobarea bugetului și alocarea sumelor necesare, să intre în faza de licitație și realizarea obiectivului. Într-adevăr, este un drum foarte important pentru noi. Noi l-am întreținut atât cât am putut. V-am povestit mai devreme de transportul lemnelor exact, pe acest sector de drum. Mai lucrăm la el în perioada următoare, în sensul că o să-l mai balastrăm, să-l ținem într-o condiție bună. Este un drum care scurtează foarte mult naveta celor din Gârcina către partea comercială din zona stadion Mall în Precista, cu vreo 6-7 kilometri față eu, de... Eu vreau să aduc aminte celor care ne urmăresc, care ne vor urmări emisiunea rămânând și pe YouTube și pe Facebook și în site Mesagero, că acolo, partea de Piatra Neamț, a fost locul unde s-a gândit o mare afacere imobiliară și se vorbea atunci, vom face un întreg cartier la început pentru tineri, după aceea s-au dat niște terenuri care nu s-au putut retroceda și pentru că nu s-a ajuns la cine trebuie, cu marea parte, nu au ajuns la cine trebuie marea parte a terenurilor acelea retrocedate, proiectul a murit și a rămas mort, pentru că dacă nu murea, aveați drum acum. Sigur. De altfel, toată zona din Oprișeni, cu tot cu baza sportivă, noi în perioada următoare intenționăm să
o dezvoltăm în sensul că ne dorim să realizăm piste ciclabile și pentru cetățenii care vin pe acea zonă, din acea zonă din Piatra Neamț, fiind foarte aproape de oraș. Da, ar fi extraordinar. Un activ parc, ne-am dorit o colaborare, ne dorim o colaborare cu direcția silvică și am primit răspuns în acest sens. Chiar zilele trecute m-a contactat purtătorul de cuvânt și urmează să avem o întâlnire pentru a discuta acest parteneriat. Sunt lucruri care oarecum par ieșite din tipar, dar pe lângă proiectele mari de dezvoltare, cum ar fi gazul, infrastructura, apropo, chiar spuneți-mi cum stați cu apa, canalul, trebuie să avem înclinație și să ne gândim și la un plan de dezvoltare mediu pentru turism, având în vedere că zona noastră cetățeni, este foarte frumoasă. Sigur. Pentru recreere. Acolo, dacă nu mă înșel, sunt, parcă este și un teren de handbal, ceva. Avem terenul de sport, baza sportivă din Oprișeni. Acolo sus, da. Am reușit să finalizăm această lucrare în cursul anului 2018. Ne dorim să dezvoltăm acea bază sportivă. L-am depus un proiect pe CNI în acest sens pentru realizarea încă două terenuri de tenis, balon acoperit, sală de sport, loc de joacă pentru copii. Deci intențiile noastre sunt acele de a dezvolta zona respectivă. Mai mult decât atât, ne dorim ca în perioada următoare, odată cu venirea primăverii, să oferim și tinerilor, copiilor din comuna noastră, antrenamente gratuit la această bază sportivă, având deja gratuități pentru aproape toate persoanele, inclusiv pentru pensionari. E păcat să nu fie folosită. Ne dorim să aducem un antrenor chiar și de tenis și de fotbal, să oferim celor care nu au posibilități șansa de a se dezvolta, cine știe, poate printre ei există vreo copil care are inclinații foarte bune în domeniul sportului. Da, nici nu știi niciodată, nu știi de unde sare. Mai e și turismul monahal, care trebuie dezvoltat. Două obiective. Avem Mănăstirea Peștera, Mănăstirea Almaș, avem Pogărârea Sfântului Duh, care este monument istoric. Ne dorim să depunem în acest sens un proiect la CNI în perioada următoare, să vedem dacă suntem eligibili în acest sens. Am depus la CNI proiecte pentru corectarea torenților din satele Almaș, Gârcina și Cuieșdiu, în număr de 10. Apă, canal în Cuieșdiu, sat Cuieșdiu. Haideți să le luăm un pic, să vedem. Cu apa, cum stați cu apa și canalul în comună? Canalizarea este în faza de predare către Apa Serv. Am mai avut câteva solicitări din partea celor de la Apa Serv. Acum, în discuțiile care le-am avut cu noul director, avem o colaborare foarte bună și sper eu ca în perioada următoare să o predăm Apa Servului așa cum este normal, pentru că noi nu avem personal de întreținere și nici nu putem să facem acest lucru. Odată cu predarea canalizării, imediat după aia să convingem cetățenii să se racordeze la rețeaua de canalizare. Canalizarea nu este executată în totalitate pe toată suprafața satului Gârcina. Odată cu predarea acestei canalizări, ne dorim extinderea și pe celelalte sectoare, segmente de străzi secundare, dar în același timp suntem parte din proiectul POIM pe extindere de apă. Și aici vreau să vă spun că vara avem o problemă foarte mare cu distribuția apei în comuna Gârcina. Sper ca anul acesta cei de la Apa Serv să fi rezolvat problema, pentru că se întâmplă ca în luna august-septembrie să rămânem fără apă zile întregi și anul trecut, cum a fost și starea de alertă, starea de urgență, nu este atât de comod și de... Degeaba te cuplezi la apă și la canalizare dacă ție nu ți se oferă serviciu. Sigur. În acest sens, noi ne gândim la captarea unor izvoare locale pentru apă menajeră. Menajeră, repet, pentru a asigura minimul necesar pentru cetățeni. La baie. Și am depus și la CNI microstații de purare și tratare a apei pentru satul Cuiești. Satul Almaș, deja avem un proiect în derulare. La începutul anului am mai semnat o prelungire pe încă 2 ani. Este un proiect pe care l-am moștenit de la fosta administrație și n-am reușit să-l duc la finalizare dintr-un singur motiv. Soluția pentru captare și pentru bazinul de apă era pe un teren care aparținea Mănăstirii Almaș. Neavând o înțelegere cu dânsii în sensul că era și în fondul forestier și era foarte greu
să-l scoatem din acel circuit. Am încercat să găsim soluții. Am schimbat soluția, urmează în perioada următoare să emitem certificatul de urbanism, autorizația și toate avizele necesare pentru finalizarea acestui obiectiv foarte important pentru satul Almaș. Iar dacă acest obiectiv va fi îndeplinit, prin pomparea apei avem o legătură cu bazinul din Gârcina. Ar asigura o necesitate de apă în cazul în care am rămâne fără apă din Dărmănești, noi fiind la a treia repompare în Dărmănești, de la apa care vine de la Vaduri, Alexandru cel Bun. Am înțeles. Deci cu apa ne-am lămurit, cu canalizarea ne-am lămurit. Cum stați cu gazul? Gazul încă din 2019 am început demersuri. Știam că se va deschide o sesiune pe POIM. S-a deschis foarte rapid și s-a închis foarte rapid. Au intrat puține locali. Nu știu dacă a intrat vreo comună din Neamț în această perioadă. Am efectuat toate ridicările topo, toate studiile geo. Suntem în faza de finalizare a avizelor. Avem în jur de vreo 15 avize. Vă dați seama că a trebuit să luăm de la Transelectrica, de la Mediu, de la Ape, de la gaz chiar. Și la... Săpăturile sunt destul de mari. Sigur. Și legătură. Și mai avem de finalizat avizul de la Apele Române, care este în strânsă legătură cu cel de mediu. Deci rezolvăm avizul de mediu și ulterior Apele Române și avem un studiu de fezabilitate care va fi pregătit pentru depunerea proiectului în perioada următoare, dacă se va deschide o sesiune. Da, reușiți singuri să faceți asta sau trebuie să vă cuplați cu altă comună? Suntem, cum să spunem, braț la braț cu comuna Dobreni. Soluția pe care ne-au dat-o cei de la Transgaz este undeva în zona stadionului din municipiul Piatra Neamț, iar conducta este dimensionată în așa fel încât să asigure și necesarul de gaz pentru presiunea de gaz deci pentru comuna Dobreni. Pe unde ar merge? Pe Dragoș Vodă, legătura noastră cu Piatra. Care deci pe Oprișeni, nu? Sigur, sigur, da. Și de acolo după aceea să meargă după spre Dobreni. În Almaș și din Almaș în Dobreni. Poate face și șoseaua. Păi așa mă gândeam, da. Deci da. Cu gazul suntem pregătiți pentru a depune pe un eventual proiect cu fonduri europene, pentru că fondurile europene sunt singura noastră șansă și sunt singurele fonduri care nu depind de distribuirea sumelor în teritoriu. Și aici am închis. Am înțeles că asta cu distribuirea sumelor este întotdeauna imprevizibilă. Nu știi niciodată la ce te aștepți. Bun, haideți să mergem și spre partea cealaltă, educație. Educație, chiar mă bucur că ați deschis acest subiect. Încă de când am preluat mandatul de interimar, educația și sănătatea au fost punctele mele de început în care mi-am concentrat atenția și distribuirea banilor din bugetul local. Am reușit să renovăm dispensarul din comună, școala din comună, cea veche, pentru că cea nouă am depus-o pe un proiect la Agenția Dezvoltare Nord-Est, ADR, da. În 2018. Suntem în faza de eligibilitate. În perioada următoare urmează să se efectueze o vizită în teren pentru a finaliza și semna contractul de finanțare. Școala veche a fost total renovată. Mă refer la acoperiș, partea de geamuri și instalație termică. Toaletele care au fost făcute, eram, cred că, printre singurele comune din județ care eram încă pe lista aceea rușinii cu toalete în curtea. Să mai erau și orașe. Am reușit până la urmă să facem, să construim toaletele în interiorul școlii pentru ca elevii să nu mai fie nevoiți să iasă iarna prin ploaie să meargă la toalete. Iar grădinița a fost renovată complet prin un proiect prin PNDL 2. Chiar în următoarea perioadă avem finalizarea lucrărilor și recepția lucrărilor. Urmează ca în perioada următoare, prin aprobarea bugetului, să realizăm și un loc de joacă pentru acei copii care
sunt la grădiniță, mă refer la grădinițe, grupa mică, mijlocie și clasele 1-4. În curtea grădiniței dorim să realizăm un teren sintetic pentru a-și efectua orele de recreație și orele de sport în condiții decente, pentru că în condițiile în care plouă acolo nu mai pot să realizezi. Spuneți-mi un pic, care sunt perspectivele școlilor din comună, având în vedere populația? La Almaș deja aducem copiii din Almaș la Gârcina, pentru că fiind un sat cu aproximativ 600 de locuitori, erau clase în care erau 3, 4, 5 copii și n-au mai putut fi realizate orele de curs de către învățători. Așa că cred că din 2012 sunt aduși la școala din Gârcina. La Cuiești aceeași tendință o avem, dar discutând cu doamna director am înțeles că în premieră după nu știu câți ani avem o clasă mică care pornește, o clasă pregătitoare destul de consistent, adică sunt în jur de 15-16 copii care urmează să înceapă această clasă. Creați-le condiții ca să rămână, să nu plece în altă parte. În acest sens, noi am luat deja măsuri prin AFM, Agenția Fondului de Mediu. Am demarat deja proiect pentru reabilitarea acelei școli din Cuiești. Urmează să depunem în perioada următoare proiect de reabilitare, un proiect foarte important în care se aduc îmbunătățiri consistente la instalații, la acoperiș, la izolație, toalete iarăși, și ne dorim să reabilităm acea școală din Cuiești din așa fel încât și copiii de acolo să aibă condiții decente. Iarăși în bugetul de anul acesta ne-am propus să realizăm un terenul de sport, să-l punem de gazon sintetic în așa fel încât și cei de acolo să și efectueze orele de sport. Întrebare, doamna Maria Gheorgheasa. Bună dimineața, mă interesează când se repară șoseaua Gârcina-Cuiești. În imediata perioadă, odată ce o să permită condițiile meteo, pentru că noi facem aceste lucrări cu o firmă specializată, iar dacă temperaturile de afară nu sunt pozitive, nu se poate da drumul la stația de asfalt. Încercăm să menținem acel drum. Avem și un asfalt la rece care împreună cu personalul din primărie încercăm să reparăm atât cât putem, să nu creăm disconfort la cetățenii din zonă. Dar, cum v-am spus mai devreme, 70% din acest drum este distrus de mașinile de mare tonaj. Da, este o problemă care va trebui cumva rezolvată, pentru că bănuiesc că e traficul destul de intens acolo. Sigur. Pentru că oamenii de acolo n-au pe unde merge decât pe aici. Sunteți întrebat de o doamnă dacă lucrați cu voluntari și cu voluntari la primăria din Gârcina, dacă aveți voluntari. Voluntarii au fost folosiți în perioada de pandemie. Sigur că lucrăm și cu voluntari. Dacă există dorință. Sigur, avem cetățeni tineri care și-au exprimat dorința de a ne sprijini în perioada de pandemie și i-am folosit intens în acea perioadă pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Sunt persoane în vârstă care au avut nevoie de ajutor pentru cumpărarea de medicamente, pentru distribuirea de alimente. Sigur că da, folosim voluntarii. Da, deci sunt întrebări care vin și eu le aleg pe cele mai interesante și relevante. Haideți să... A spus un activ parc. Toată lumea acum vorbește despre parcuri, etc. Nu toți au condițiile pe care le aveți dumneavoastră. Gârcina poate deveni un centru de interes, pentru că vin turiștii în Piatra Neamț și ei de obicei ce fac? Dorm noaptea și a doua zi pleacă. Lacul Roșu, mănăstiri, etc. Dacă li s-ar oferi, să spunem, o jumătate de zi, o zi în care să-i faci un circuit în Gârcina, cam cum ar putea să fie acest circuit? Acest circuit va arăta în felul următor. Două trasee de biciclete de la zona Trei Căldări, care e sus pe Cozla, coborâre la baza sportivă, încă un traseu de vreo 5 km care coboară către limita cu Piatra Neamț și urcă pe vechiul amplasament de cale ferată
care odată aducea lemnul în, în oraș. Mai există încă... Există acel amplasament. Da. Mănăstirea Peștera, centrul comunei, satul Almaș, mănăstirea Almaș. Și la unul din trasee. De... Și al doilea trasee da. Ar fi tot prin zona Oprișeni, către lacul Cuieșdel. De asemenea, activ parcul pe care noi dorim să intenționăm să-l realizăm. Zona respectivă este în administrarea direcției silvică, ne dorim un parteneriat cu dânsii. Dacă nu, o să trebuiască să identificăm noi o zonă în care să ne dezvoltăm. Mai e zona Mătieș, zona imediat vecină cu lacul Cuieșdel, dar din punct de vedere al distanței, este o distanță destul de semnificativă, în sensul că sunt în jur la vreo 18 km până la zona respectivă și acolo avem un proiect depus pe planul de dezvoltare regional, al județului, cu o bază de campare, cu trasee montane către lacul de Cuieșdel, și acela este un proiect pe care dorim să-l depunem în imediata perioadă. Mai avem turismul monahal, care cei interesați ar putea să se folosească de acest, de acest lucru. Și nu în ultimul rând, putem să efectuăm, de exemplu, trasee montane pe muntele Drumeții, Cozla, da, Drumeții, exact. Drumeții. Bun. Eu am citit zilele trecute despre ideea aceea care mie mi s-a părut, cum să spun, și simplu de realizat, până la urmă nu chiar atât de mulți bani, cu pârtia de Săniuș, care să deservească populația din zonă. Sigur, noi încercăm să identificăm o zonă cu expunere la nord, prin care să oferim cetățenilor din Piatra Neamț o oportunitate în imediata vecinătate a zonei pentru sportul de iarnă. Dar aici sportul de iarnă este un lucru care trebuie bine analizat. Din ce motiv? Ați văzut temperaturile din ultima perioadă? Nu au fost tocmai favorabile. Ați văzut exemplul pârtiei de schi de la Slănic Moldova. A fost deschisă doar o săptămână. Dar de ce și... să mergem la Slănic Moldova? Mergem la Piatra Neamț, păi, unde nu s-a deschis deloc. Păi nu, spuneam în sensul că cetățenii din Piatra Neamț și din împrejurim merg la Durău. Într-adevăr, Durăul este, se dezvoltă foarte mult și foarte armonios. Dar ca să ajungi acolo trebuie să parcurgi o distanță de vreo 90 de kilometri și un timp, nu știu, de 2 ore sau 2 ore jumătate. Ne gândim în perioada următoare să găsim o soluție pentru, nu zic o pârtie de schi, o pârtie de sănii, de tubing, de ceva care să fie folosit 100% pe timp de iarnă. Mi se spune, abia așteptăm pistele de biciclete, oamenii din Piatra Neamț și împrejurări, împrejurim, le-ar aprecia și consider că se pot realiza cu investiții nu foarte costisitoare. Exact. Noi deja am inclus pe bugetul de anul acesta o sumă de bani pentru amenajarea acestor piste de biciclete montane. Deci noi nu ne dorim să asfaltăm sau să betonăm, să fim înțeleși. Noi trebuie să intervenim cât mai puțin, ca natura, să mediul înconjurător să nu fie afectat. Asta acest aspect le-am explicat și celor de la Direcția Silvică. Minimă intervenție, manuală, pe cât posibil, iar acolo unde trebuie, cu protecțiile de rigoare și absolut, să avem... Da. Bun. Acum, eu aș vrea să lăsăm un pic chestiunea cu cifre și cu lucruri de genul acesta, proiecte și alte lucruri, și să vă întreb așa, uite, închid și laptopul, și vă întreb așa. Spuneți-mi, cinstit, deschis, care sunt greutățile pentru un primar care își dorește să facă treabă? Unde sunt opreliștile? Unde trebuie să... Unde nu ești sprijinit? Eu, cum să vă spun, am, după cum bine omenește. Știți, da, omenește. Am moștenit, cum ați spus și dumneavoastră, lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Aceste lucruri mai puțin bune peste care am reușit să trec,
Împreună cu personalul din primărie, împreună cu cei care mi-au fost alături, până la urmă și cu Consiliul Local. Și dânsii au fost alături de mine. Nu se poate face. M-au întărit și m-au făcut să merg mai departe. Sincer, singura problemă a noastră, cum o văd eu ca și primar în momentul de față, nu este din partea guvernanților și a celor de la centru o strategie exactă pentru a dezvolta comunitățile. În ce sens? Se aude că se dă drumul pe gaz. Pe ce se dă drumul? Cum se dă drumul? Noi ne pregătim. Pentru ce ne pregătim? Cum trebuie să arate? Când se aude că se dă drumul pe POIM? Când se aude că se deschide o nouă sesiune pe PNDL 3? Cum trebuie să arate acel studiu de fezabilitate? Adică haos în privința unei strategii. Adică haos exact. În loc de o strategie. Exact. Ar trebui să se spună în felul următor. Domnilor, se dă drumul pe măsura respectivă pentru asfaltări sau pentru gaz. Puteți începe să efectuați daliurile și studiile de fizabilitate. Aveți termen 6 luni de zile sau un an. Trebuie ținut cont că daliurile și studiile de fizabilitate costă. Exact. La noi ridicările topo la gaz au durat în jur de 4-5 luni de zile. Dacă în perioada respectivă se dădea drumul la sesiune 2 luni, cum a fost deschis nu acum, puteați... n-am aveam timpul necesar să depunem. Aici ar trebui să fie o viziune și un ajutor pentru cei ca primarii să nu mai fie nevoit să vâneze aceste proiecte. Să aibă o certitudine că dacă își face un daliu, un studiu de fizibilitate, el va primi finanțare 100% pe acea măsură. Pentru că el își poate calcula și punctaj și tot. Sigur. Și dacă ai un punctaj, să spunem 85 de puncte sau mă rog, nu mai știu cum e, să fii sigur că n-ai cheltuit banii degeaba. Vă mai dau un exemplu. Am depus proiectul de asfaltări de drumuri, în care este inclus și drumul din Oprișeni, pe acel FDI, Fondul de Dezvoltare, nu mai știu care este abrevierea. Fondul de Dezvoltare. Care era acum 2. Fondul de Dezvoltare Investiții Rurale. Da. Investiții Rurale. S-a deschis, am depus, s-a închis. Au rămas primari cu contracte semnate pe acea măsură, pe acel fond. Și cu cheltuieli făcute deja. Și cu cheltuieli făcute, pentru că un studiu de fizibilitate și un dalin nu costă 2 lei. Este o investiție, poate pentru unele primării, foarte mare. Adică nu orice primărie are bani să dezvolte în proiectul cu gaz sau cu asfaltări. Dar până la urmă asta este treaba primarului. Asta trebuie să facă. Ori dacă le faci aceste cheltuieli și te trezești cu un proiect care îl ții într-un raft și îl pui acolo să stea, mai degrabă cu banii respectivi asfaltai 2 străduțe de 300 de metri liniar. Eu așa văd lucrurile. Da, nu trebuie să ne gândim bine înainte. Deci să... asta este principala problemă. Sigur, este haosul ăsta în administrație. Nu știi în ce direcție trebuie, cum trebuie să arate proiectul respectiv. Eu investesc, dau drumul la Dali. Dacă în daliul respectiv, de exemplu, pentru gaz, îmi pune componentă inteligentă. Un exemplu, cum este acum. Ce fac? Reiau alți bani, altă distracție. Și timp și tot și modific. Cheltuiala nouă nu intră ca cheltuială eligibilă. Sigur, sigur. Îți rămâne ție la primărie. Și mi-aș dori ca pe Agenția de Dezvoltare Nord-Est să se deschidă măsuri și pentru mediul rural. În momentul de față sunt deschise măsuri doar pentru cel urban. Și ar fi o bună oportunitate prin fonduri europene. Mai avem grupul de acțiune locală care am colaborat foarte bine. Avem proiect finalizat în termen record de un an de zile. Am achiziționat utilajele pentru primărie. Galurile așa cu proiecte mai micuțe, mai micuțe dar au funcționat sigure, mai rapid. Dar sigure și eficiente. Vă spun sincer, am avut tot sprijinul din partea celor de la Galcea Hlău și ne dorim în perioada următoare să depunem, să mai accesăm prin intermediul celor. Bineînțeles, dacă sumele vor fi disponibile. Ei sunt undeva la 200.000 de euro maxim. Noi pentru locuitorii care avem în comuna Gârcina suntem undeva la 100, între 100-150.000 de euro. Deci ar se fi poate face de exemplu, ceva. Aș putea să realizez locurile de joacă în Cuiești și Almaș. Că în Gârcina am făcut deja un loc de joacă. Vreau să mai extind și în zonele respective, în așa fel încât copiii să se bucure și în acele sate. De... Bun. Deci am văzut de unde vine o primă problemă. Dar spuneți-mi un pic, colaborarea care există între executiv, primărie și Consiliul Local,
Deci, în mod normal, Consiliul Local ar trebui să fie cel care vine și el cu proiecte. De obicei nu se întâmplă așa. Proiectele vin din partea executivului. Ați avut ocazia să discutați cu consilieri care au venit să spună, vrem să propunem și noi un proiect. Da, așa este. Consiliul Local este deliberativ, primarul este executiv, trebuie să execute. Noi avem o relație bună cu consilierii locali. Au înțeles că trebuie să lăsăm deoparte politica și trebuie să facem politică pentru oameni în slujba cetățenilor. Eu am ținut întotdeauna cont de părerile consilierilor locali. Nu știu dacă este vreun consilier local din mandatul trecut sau din acest mandat care să fi venit cu o propunere și să nu țin cont de ea. Bineînțeles, în limitele posibilităților. Întotdeauna am încercat să găsim o înțelegere în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită de munca pe care o depunem noi. Și nu este o muncă atât de simplă. Gândiți-vă că în momentul de față avem în implementare în jur de 6 proiecte și mai avem depuse încă 10. Ca idee. Care dintre ele o să aibă... Cine nu știe cum să faci un proiect, mai ales într-o comună cu funcționari mai puțini... Exact. Ai control, de exemplu, avem centru social. Am avut control de la AFIR Iași pe teren. Intră în perioada următoare în realizare pentru a semna contractul. Reabilitare termică și instalații și ne dorim să realizăm acest obiectiv pentru că este un obiectiv foarte important. Avem căminul cultural care este în derulare și trebuie să-l închidem la sfârșitul anului. Pentru că... Deci el e într-o fază destul de avansată. Sigur, sigur. Sunt proiecte la care cetățenii din Gârcina țin foarte mult și dorim să ținem cont de părerile dânșilor. De aceea, în perioada următoare, noi lansăm acest chestionar care va arăta, de exemplu, ca un exemplu, cât de mulțumit sunteți de starea infrastructurii din comună, cât de mulțumit sunteți de iluminatul stradal, dacă este necesară investiția în trotuare, dacă este necesară investiția în gaze naturale. Sunt tot felul de întrebări care o să contribuie la planul nostru de dezvoltare locală în perioada 2021-2027, având în vedere că se vehiculează atât de mult acel PNRR, Plan Național de Redresare și Reziliență, cred, sper să nu greșesc, în care am înțeles că proiectele mature o să intre în finanțare și noi avem câteva proiecte mature. De aici vreau să vă spun că stăm la pândă cu... Stați la pândă. Da, exact. Să vedem. Dar spuneți-mi un pic, că se tot bate darabana acum. Doamne, vom face proiecte pe zone metropolitane. Suntem parteneri în zona metropolitană, chiar membri fondatori. Aștept și eu cu interes, sper să nu fim doar ca și număr, să contribuim doar ca și număr și cine va să tragă folosul de pe acest proiect, zona metropolitană. Bineînțeles, avem proiecte în comun cu Piatra Neamțu. Ne dorim o colaborare cu Piatra Neamțu, fiind în imediata vecinătate. Este clar că acolo este direcția noastră. Am înțeles. Dacă mai aveți ceva de completat, dacă nu, închei eu emisiunea. Da, vă mulțumesc frumos pentru această oportunitate de a mă adresa, în primul rând, cetățenilor din Comuna Gârcina și nu numai. Poate alte persoane nu mă cunosc și cu această ocazie m-am făcut cunoscut. Eu vă mulțumesc că ați venit și ați acceptat această discuție. Sper să trageți piciorul... Să vină și alți primari din localități, pentru că așa putem afla și vedea ce se întâmplă pe acolo. În final, vă mulțumesc și eu deci, pentru participarea la emisiune. În final, aș vrea, oameni buni, să înțelegeți că dezvoltare nu se întâmplă, ar trebui să nu se întâmple numai în orașe, se întâmplă și în comune. Vrem, nu vrem, direcția este comunele din jurul orașului, la un moment dat vor înghiți. Orașul va înghiți și comunele acestea și e foarte important ca atunci când se întâmplă asta, infrastructura să corespundă. Vedeți ce probleme sunt cu preluarea situației la canalizare, ne spunea chiar domnul primar, și problemele astea după aceea vor genera alte probleme și alte costuri. Să reținem că Gârcina a fost generoasă și a dat 4,7 hectare de teren. 4,5 4,5 da.
4,5 hectare de teren pentru construcția noului spital județean, dacă ea va avea loc. Este un obiectiv care va deservi și cetățenii comunei Gâlcina. Absolut. Este un proiect care, să zicem, primează interesele noastre locale. Dacă la județ se intenționează... Este foarte bine. Deci chiar este foarte bine. Și vreau să vă spun că primarul aici de față are planuri nu din acelea mărețe, ci realizabile în privința a ceea ce înseamnă turism și petrecerea timpului liber. Vă mulțumim tare mult. Mulțumesc și vă dorim o zi bună. Mulțumesc. Oameni buni, asta a fost astăzi. Ne vedem, dacă totul este în regulă, luni, la o altă cafea.